Ați fost la Curtea de Apel și Da. cu un proces al dumneavoastră. Da, ne-au dus înapoi dosarul pe casă. 14 ani noi ne sudim. Merge o mășăgie. Vă rog, asta tot a înregistrat. A început să țepe la mine. Știi că eu sunt bolnav. Dar poate nu știu, i-ați informat? Domnul Oleg, recunoște-te tu cu mințile. Deci ar fi trebuit să cunoască dosarul și să știe că sunteți cu nevoi speciale. O luat domnul cum zice, o trămăt povestele Citați. În Drăbușeni, citați-le, în Drăbușeni o trămăs. Nu la Trușeni, dar la Trebușeni, da? Drăbușeni. O trămăs povestele lui Ala Popa, care nu mai e înregistrat din 2017. O trămăs povestea lui domnul Graur, care numai e din 2017. Și după cum, după dispoziția de decizie Curții Vâșii Supreme, e scris Gudima Vadim, nu trăit Gudima Anastasia din 2001. Mă înțelegi pe mine? Tălhărie și mărșăgie merge. Despre dumneata au scris Vadim sau o greșit despre numele? Despre mine, da. Am înțeles. Nu Vasile, dar Vadim a scris. Da, Vadim. De mântuială judecata. Asta nu judecată. Asta forța de talhar și de bandit care eu pământurile și eu căsile la oameni. Nu trebuie asta eu să vă lămuresc vouă cum eu la noi, Moldova. O venit terminat... bandite și talhari la putere. S-a încheiat procesul, scos o decizie sau iar amânare? O amânat. O amânată. Acazuță că noi împărțim mașina. Nu casa, dar mașina împărțim. Mă înțelegi pe mine? O amânat. Încheierea. Nu înțeleg, deci nu-i clar litigiul, ce anume se împarte, nu-i clar, deși vă judecați, de ce ajuns la clar, nu e clar, tătă, asta fiind că bandiții și talhare la putere. Dar n-ai un avocat, nu te reprezintă un jurist? Advocatul este așa talhare ca tăți talhare împreună. O luat 10.000 de lei de mine, deja talhari, cătăți talhari. Vine la sudemne instanții și el începe să mumucăi. Mu, întreabă legea, întreabă dosarul, întreabă tătă asta. Domnul Oleg, la mine pământul e privatizat, casa e privatizată. Eu când am luat în 1988, eu ne-am privatizat tot pe mine. Când am luat casa, pe de, cum am luat pământul pe Gudima Anastasia, în 1997 am dat documentele pe dânsa.
am plătit bani, am plătit asta. Iar și eu spus că se ocupă cu documentele, tot e legal. În 2005 au fost toate documentele făcute pe Gudima Anastasia Dimitrievna, Republica Moldova, codat Republica Moldova, 24 de Sochi, jumate. Asta ce înseamnă? Adică au luat teren de la stat? Ce înseamnă dacă e Republica Moldova? Nu au luat teren de la Matar, dar de la stat, da? Da. Dar la mine a fost terenul privatizat și la Golub tot privatizat. Înseamnă tălhare și bandiții au luat tot pământul ăsta. Secretarul este asujdit. Dar cine-i secretarul? Secretarul primarul satului. Fost primar de la Trușeni? Da, a fost primar de Trușeni, da. Acum el trebuie za mașinistă, za tătă, asta trebuie șadă până la 15 ani. Are condamnare definitivă? N-are. Dar crezi că ar trebui să șadă, am înțeles. El merge pe stăteaule astea. Barica, care a fost geozadist, cum îți zice, nu geozadist, geodezist. Care o tătă astea? Măsurătoarea de la cadastru. Este arestat. Popa. Tot este arestat din bătăi tătă astea. De la cadastru. De la cadastru tătă astea. Toți bandiții ăștia sunt arestați. Eu nu pot să-i spun lor că sunt oameni. Ei sunt bandiți, tălhari, care fur terenurile. 50 de terenuri au furat din Trușeni. 58. Și au fost vândute. Eu nu vreau să spun la cui au fost vândute. Mă înțelegi pe mine? Nu înțeleg. Dacă știi despre o ilegalitate, trebuie să o faci publică, să o denunți organelor sau deja se anchetează, să știi cazul. Să cunoaști cazul, se anchetează, e în judecată sau numai mata știi cazul ăsta? Să duci în domnul Oleg Brega. În ziua de astăzi vă spun un lucru. Cazul care se duce în ziua de astăzi, toți polițiștii au pământuri. Toți procurorii care au venit în 2012, am scris de declarație, am scris jalbă, am scris pe tot locul, în minister, am scris pe tot locul, am dat audiozapise, tot astea. La procuror le-au dat două ucascuri. La tălhari ăștia și bandiți. Loturi de teren, procurorilor care erau implicați în dosarele matale, da? Bandiți, tălhari. Așteptăm să facă dreptate, măcar mai târziu decât deloc. Care dreptate? Care dreptate? Nu crezi că o să fie? Care dreptate dacă șede bandiții stălhari la putere? Poate o schimbi vremea. Ia uite, în România aici condamnă din când în când, îi prinde și după 10 ani și după 15 ani și bagă la răcoare. E, dar nu e Moldova? Poate o să fie ca în Moldova, ca în România. Poate facem unire. Domnul Obreg, vă rog un lucru. Luați și ridicați problema justiției.